AJFM Mehedinți organizează în această toamnă bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Până la acest moment, 27 de firme dintre cele contactate de către agenție s-au înscris la eveniment și pun la bătaie peste 100 de joburi destinate atât pentru cei cu studii medii, cât și celor cu studii superioare. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți au contactat deja angajatorii din Mehedinți pentru a participa la bursa locurilor de muncă. Până la acest moment, 27 de firme au confirmat prezența la acest eveniment. Numărul total al locurilor de muncă oferite până în acest moment este de 119, din care 9 se adresează persoanelor cu studii superioare, în diferite domenii de activitate, precum industria prelucrătoare, industria ușoară, comerț, hoteluri și restaurante, alimentație publică, transporturi, construcții și o gamă foarte diversificată de activități, de prestări servicii. Noi continuăm acțiunea de contactare și de invitare a agenților economici să participe la această bursă. Suntem convinși că până în data de 11 octombrie numărul acestora va fi mult mai mare și, de asemenea, numărul locurilor de muncă care vor fi oferite va fi și el mult mai mare. De asemenea, preconizăm că și diversitatea de meserii va fi foarte mare. Bursa locurilor de muncă din această toamnă este organizată cu precădere pentru absolvenți, însă pot participa toți cei interesați să își găsească un loc de muncă în județ. Este important ca aceștia să aibă asupra lor și câteva CV-uri pe care să le prezinte angajatorilor. Avem foarte mulți absolvenți, după cum știm, și în Drobeta, Turnu Severin, în Mehedinți, tineri care așteaptă, își doresc să fie încadrați în muncă. Și atunci această bursă, cum ziceam, este un prilej foarte potrivit de întâlnire directă, concretă, pentru a-și negocia condițiile de muncă, respectiv condițiile salariale, între angajatori și potențial angajați. Vestea bună este că angajatorii din Mehedinți oferă locuri de muncă suficiente, oferă inclusiv pentru absolvenții de studii superioare. Problema, așa cum am mai discutat-o de-a lungul timpului, în județul Mehedinți, să spunem că este lipsa locurilor de muncă bine plătite. Evenimentul are loc la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnu Severin, pe data de 11 octombrie, începând cu ora 10.